Până la data de 21 septembrie pe teritoriul României au fost înregistrate 1.158.841 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID-19. 1.082.701 pacienți au fost declarați vindecați. Media la nivel național a coeficienților de infectare cumulată la 14 zile este 2,06. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București 195.340, urmat de Cluj, Timiș, Ilfov, Constanța, Brașov, Iași, Prahova. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București, 1048, urmat de Timiș, 481, Cluj, 327, Constanța, 308, iar în Iași au fost înregistrate 219 cazuri, iar la celălalt pol cele mai puține cazuri au fost înregistrate în Hârgita, 30 cazuri, și Covasna, 31 cazuri. Până astăzi, 35.721 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 20 septembrie 2021-21 septembrie 2021 au fost raportate de către INSP 129 de decese, 72 femei și 57 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre cele 129 de decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 13 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 la categoria de vârstă 50-59 de ani. 28 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 41 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 40 la categoria de vârstă peste 80 de ani. 120 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 6 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6789 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, COVID-19, dintre care 80 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 580 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.334. Dintre acestea, 990 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 229 sunt minori, 209 fiind internați în secții și 20 la ATI. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 9.418.799 de teste RT-PCR și 2.921.127 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.056 de teste RT-PCR, 10.728 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.328 la cerere și 36.630 de teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 11,37%. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.711 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2, coronavirus. Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 9 septembrie 2021-16 septembrie 2021 au fost raportate 37.521.784 de cazuri în Uniunea Europeană. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.